Bună seara la toată lumea. Am revenit. Bună seara, dragi prieteni. Suntem din nou în transmisie aici pe pagina noastră de Facebook, pe Radio Info Diaspora. În modul ăsta încercăm să fim mereu alături de voi. Nu uitați să intrați de pe canalul nostru de YouTube, da? Vă pun acum un link aici jos. Deci puteți să intrați să ne urmăriți de pe canalul nostru de YouTube. Perfect. Așa, să intrăm și în setări aici. Audio. Perfect. Super. Este bine. Important e că se aude. Așa, intrăm și pe... Bună seara, se aude foarte bine, mă bucur. Da, trebuie să dau un restart la computer. Acum e ok. Mulțumim, Mariana Popovici, că ne urmărești de pe YouTube. Mulțumim mult, bună seara la toată lumea, spunem și lui Mare Toplicianu. Toplicianu, mereu o stâlcesc, acum este bine, sper că se aude și la voi foarte, foarte bine, da? Nu uitați să distribuiți, în modul ăsta vom reuși să fim din ce în ce mai mulți. Acum e perfect, ne spune și Lucian Mihai, perfect. Bună seara și Florentin Stamate, nu uitați să distribuiți, da? Dacă doriți să intrați în streaming cu noi o secundică. Da, acum se aude, acum sper că se aude bine, da? Vreau să știu dacă se aude bine. Până ce îmi fac toate setările, nu se aude la mine. Bună seara, îi spunem și lui Mariana. Mitrin, bună seara, scumpa noastră Mariana. Stați un picuț să mă uit de ce audio, perfect, da, la mine mi-arată că merge. Acum da, perfect, numai bine. Mihai ne spune, da, se aude, mulțumim mult de confirmare, da, mulțumim. Trebuia să dau un restart la computer pentru că am editat astăzi câteva melodii și am lucrat la un montaj video. Se vede că calculatorul era supra-solicitat și nu mergea bine. Salut, boss, ne spune și Gabri, salutare, numai bine și ție. Lenuța ne spune, bună seara, opinionat, vă iubim din Arad. Wow, mulțumim, Lenuța, să rămână. Fana Ioniță, cea care mereu scrie și vrea numai dedicații frumoase. Bună seara, o seară frumoasă să aveți. Se aude foarte bine, mulțumim, Fana. Da, vă las aici link-ul de unde puteți să intrați și pe YouTube. În modul ăsta ne susțineți, da? Adică ascultând de pe YouTube această videoconferință la un pahar de vorbă cu diaspora, ne susțineți pentru că ne mai trebuie 1-2 ore de vizionare pe YouTube pentru a ajunge și noi cu canalul de YouTube la... pentru a fi un canal oficial. În modul ăsta vom putea avea alte drepturi. Până atunci stăm și noi, știți cum este, că e apă mică. Dacă dorește cineva să intre în streaming aici online cu noi, stați așa că pun și un link pentru invitație. Cine dorește să intre, linkul copiat, perfect. Sper că sunteți bine, că sunteți sănătoși. Am încărcat și linkul, stați așa să îl fixez pe... Ok, pe Facebook l-am fixat jos. În modul ăsta, cine dorește să intre în streaming online aici, este binevenit, este simplu. Dai click pe linkul care este aici jos, îl copii, te duci, deschizi Google-ul, îl copii sus, acolo ne scrie www.google.com sau ce scrie la fiecare. Copii link acolo, îți pui un nume și intri în streaming cu noi. Eu nu vreau dedicații, mie îmi place tot ce redați pe post. Mulțumesc. Fana, ești o persoană foarte prezentă pe Radio Info Diaspora și vreau să-ți mulțumesc foarte, foarte mult. Bună seara, Vasile Sile. Bună seara, o seară frumoasă vă doresc. Din Franța vă salut. Numai bine, Vasile, multă sănătate și ție acolo în Franța.
Măr, măr, ne salută din Madrid. Bună seara din Madrid. Wow, super, super. Chiar suntem ascultați în toată diaspora și mă bucur foarte, foarte, foarte mult. Pe mine nu mă lasă să intru pe YouTube. Înseamnă că trebuie să ai un account, pentru, adică să ai un cont pentru a intra pe YouTube. Dacă ești înregistrată cu Gmail-ul, care, bineînțeles, ai și accountul de Facebook, n-ar trebui să fie problemă. Dacă nu te descurci, cu siguranță soțul tău este bun la așa ceva și te va învăța el, Sorina Elena Danciu. Bună seara, îi spunem și lui Radu Deneș. Bună seara, Radule, numai bine și o duminică plăcută la toată lumea. Nu uitați să distribuiți, bineînțeles, da? Nu uitați să distribuiți, nu uitați. Da, stați, fixez link-ul cu YouTube-ul aici jos la mine. Deci cine dorește este pentru să intre de pe YouTube. În modul ăsta ne susțineți și pe YouTube. Puteți să dați și un subscribe la canalul nostru de YouTube. Stați așa că pun un link care puteți să vă înscrieți direct la canalul nostru de YouTube, da? Ok. Deci am pus un link. Vezi dacă reușești cu link-ul ăsta, Sorina Elena Danciu, că am pus un link acum. Aici acesta este linkul, da? Canalul de YouTube. Alina Angelo, veni. Bună, bună seara, Alina Angelo. Vieru Ionel, bună seara, bună seara, Ionel. Salutați acolo la toată familia ta și la toți cei dragi ție. Da, suntem și 6 spectatori și pe YouTube. Super. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult de tot că sunteți și pe YouTube. Dacă doriți să intrați de pe YouTube, este un link aici jos în descriere. În modul ăsta puteți să ne dați un like și de acolo. Salutăm, salutăm toată lumea faină. Bună seara, bună seara la toată lumea. Da, deci cine dorește să intre aici în streaming live cu noi este binevenit, nu contează de unde este și cum este. Important este să vorbim cu civilizat, da? Putem discuta orice subiect, nu contează de unde ne suni. Bună seara tuturor, muzică cât mai bună să fie de la Șaia toți. Iau, suntem salutați și din Ferrara, de la Nicușor, să trăiești, să trăiești, Nicușoare. Începând cu orele 20:30 vom fi în streaming online cu muzică tradițională românească pentru voi toți, da? Deci în fiecare seară, începând cu orele 18, intrăm aici la un pahar de vorbă cu diaspora, după care la 20:30, mereu vorbim de ora Italiei, intrăm aici cu muzică bună în streaming online. Ia-o-s, Virgil din Cehia, bună seara, să trăiești, Virgile, multă sănătate pentru toți românii din Cehia acolo, da? Bună seara, bună seara, ne spune și Tereza, wow, Tereza, super nume, să știți că mie mi-a plăcut foarte mult numele Tereza, chiar bună, Denis Valentin Severin, bună seara, bună seara. Ok, bună seara la toată lumea, acum se aude bine, mulțumesc Marius Andrei. Marius, nu intru că am lingura în mână. Da, da, bine, dă lingura jos și hai sus, Alina. Ok, bună seara din Magenta. Wow, Magenta, unde este Magenta, Mihaela? Dacă ne spui și de unde este, scuzați-mă că m-am pierdut în spațiu. Bună seara, ne spune și Marinela Angel. Bună seara, Marinela Angel. Bine ai venit aici alături de Radio Info Diaspora. Bună seara din Firenze. Wow, Rodica Elena. Să rămână, să rămână. Salutăm toți românii din Firenze. Am dat, dar nu pot să intru. Mă pare rău, stau aici. Da, este bine, este bine, cum să nu. Virgil, mulțumesc mult. Salutare la toți românașii noștri scumpi. Salutare, spunem și lui Galina Miron, bună seara, bună seara, Margareta, bună seara, Alexandra Rotaru, bine ați venit, scumpii mei bombonii, aici la un pahar de vorbă cu diaspora, fac mâncare că mâine sunt la muncă, ah, am înțeles, este foarte bine, da, Lombardia, Italia, aha, ok, wow, în Lombardia, super, am auzit că este o zonă foarte frumoasă acolo în Lombardia, nu am fost niciodată, așa, Iulian vrea să intre cu noi, bună seara! Bonjour, monsieur, comment ça va? A intrat celul nostru aici din nou cu noi. Bună seara, îi spunem și lui. Poți să participi chiar dacă nu, poate nu vorbești, pentru că prin tine ne ascultă alieni măcar, știi? Adică suntem ascultați și pe alte planete.
Te auzim ca un roboțel, ca de fiecare dată, tu ești și ca un roboțel, așa, cicetel ca și mine, știi? Da, știu. Carantina. Dacă varmia îți face mâncare bună, ce să-ți fac? Asta înseamnă să ai femeie. Așa, da, bravo, bravo. Cum să nu? Bună seara, spunem și lui Virginia. Bună seara, DJ Pepe. Să rămână, să rămână, stimată doamnă. Salutăm toți românii din Fumicino, da? Bună seara de la Piatra Neamț, ne spune și Ioana Nela. Bună seara la toți din Piatra Neamț, la toți românii care sunt nu numai decât în Piatra Neamț și în afară. Da, te ascultăm. Eu te aud, da? La răbățel. Da, mergi și cu la Valera. Ia, dă la Valera mai aproape de telefon. Dă unii, stai așa. Dă un coace. Da. Da, am înțeles. Ar trebui să se audă the best. Ar trebui să se audă super tare. Îți dai seama, cu la Valera aia e șmecheră la Valera. Dar nu știu de ce. Ia uzi, bună seara, roboțel. Te-am botezat de la mare, așa, abracadabra. Da, tu în schimb ne auzi bine, roboțel? It's ok. Este bine. Da, când o să vii pe pământ, o să ne au, cred că sunt interferențe între euroglaula speciale, știi? Așa, la mulți ani și mamei tale, Pepe, mulțumesc, mulțumesc, Mari, Toplicianu. Hai să nu mai greșesc, că fără să-mi dau seama, am citit odată numele, după aia citeam Mari și dădeam drumul, Mari Topărceanu, dar el nu era, era Toplicianu. Așa, și să trăiască sănătoasă, mulțumesc, mulțumesc mult, Mari. Hai cu noi aici sus, pentru că roboțel e urât singur. Nu știu de ce, pentru că are o lavalieră chiar foarte, foarte, foarte bună, ar fi trebuit să se audă chiar super. Dar nu știu de ce se aude așa. Salutăm, salutăm la Sorina râde. Nu mai râde Sorina. Da, puteți să intrați în streaming aici cu noi. Dacă aveți întrebări, puteți să puneți întrebări. Noi încercăm să vă răspundem la întrebările voastre. Nu uitați că este aici jos un link unde puteți să ne ascultați direct de pe YouTube, da? Marito Pălceanu ne spune imediat. Da, Marian zice, salut Radio Diaspora, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim, mulțumim mult, Marian, și ție și la toată familia ta. Multă sănătate la toți românii de pretutindeni, multă sănătate la toți care sunt în diaspora. În modul ăsta vom reuși să trecem poate și peste această pandemie, acest coronavirus, acest virus. Și bineînțeles, un sfat care aș putea să vi-l dau eu este să nu așteptăm, pentru că va fi ceva în genul. Deci acest virus ușor, ușor de ceva decade și economie și toate astea se vor reprinde. Să nu așteptăm până ce ajungem la un stat de 100%. Să începem, deci când începe, deci cum ne dă drumul, ușor, ușor să ieșim, nu să începem să muncim, să ne revenim ușor, să nu așteptăm să ajungem la 100% cu revenirea. Deci să ne facem treabă imediat, să nu reușim în orice domeniu. Să nu așteptăm să fie 100%. Bună seara, dragi români din întreaga lume, să rămână doamna Maria. Da, Tirica Romeo, bună seara, Radio Diaspora, să rămână, să trăiești numai bine, domnul Romeo, multă sănătate. De unde ne ascultați, domnul Romeo? Da, este un link aici jos de unde ne puteți asculta pe YouTube. În modul ăsta ne susțineți ascultându-ne de pe YouTube. Bineînțeles, pe Facebook puteți să distribuiți sau puteți să distribuiți și live-ul de pe YouTube. În modul ăsta, distribuind live-ul de pe YouTube, ne susțineți foarte, foarte mult, pentru că mai avem 2000 de ore nevoie să fim acolo pentru a deveni și noi un canal oficial.
Da. Dacă aveți întrebări, dacă doriți să intrați aici în streaming cu noi, pun link-ul aici, cine dorește să intre, cine nu are link-ul, da? Am mai pus încă o dată link-ul. Roboțel. Ha, ce nume mișto și-a dat singur acum. Roboțel. Wow, Roboțel, stați așa. Da, te auzi, stai un picuț să văd o chestie. Am schimbat browser-ul. Da, da, acum te auzi, acum ești de-al nostru. Da. Studio. Bună seara, domnul Iulian, bine ai venit aici. Bună pe Radio. Bună seara tuturor. De la Roboțel a trecut la... De la Iulian am trecut la Roboțel, că așa e bine, că îți dă un supranume, cum se spune. Când erai cu Iulian, te auzeai Roboțel, acum ți-a scris la nume Roboțel și te auzi ca Iulian. Te transformi, știi? Mergi, da, mergi și tu în 5D. În 5G. Ma, 5D. 5G. Toată lumea știe până la urmă ce înseamnă 4G, dar toți știe ce înseamnă... Toată lumea, Iulian. Ba da, toată lumea trebuie să știe ce înseamnă punctul G. Bine. Da, vreau să vedem câtă lume, uite, să comenteze, să vedem, deci suntem 30 de persoane, vreau să știu și eu din câte persoane sunt aici, uite, ca să facem un sondaj de opinie, cine știe ce este punctul G? Cu siguranță bărbați să vă gândi punctul G îl găsesc doar la femei. Nu măi, semnalul ăla de la telefon, hai. Sunt puncte 3, puncte G, 4, au portat acum 5 puncte G. Poți să cerim prea mult la oameni. Da, da. Cu siguranță de mulți nu găsesc nici un punct G la femeie, știi? E, mă, bre, tu și acum știi cum? Și? Altceva, alt subiect mai interesant nu găsim, știi? Bine, era până ce se... Da. Apropo de noutăți, de exemplu, nu știu dacă ai observat, nu te-am invitat pentru că nu vreau să fac abuz de cunoștințe, să spunem așa. Și mai nou, nu știu dacă mai ții minte, eu făcusem în 2015, începusem un program televiziv. Producția nu a reușit până acum să plaseze pe la televiziune, pe la platforme și au reușit să plaseze acel format pe Amazon Prime. Se cheamă Bici Bici Italia. Dacă cineva este curios să vadă mai multe locuri frumoase pe unde practic am filmat, nu neapărat că am filmat eu, am fost producția, e un format televiziv foarte fain, foarte super fain, două persoane, soți și soții, actori, care merg pe bicicletă și practic scoate în evidență anumite locuri mai puțin cunoscute din Italia, pe care, da, în 2015 lumea era, nu era învățat atunci cu toată tehnica asta audiovizivă. Atunci, da, dacă vedeai un drone, era wow! Acum și în farmacie, dacă mergi să întrebi ceva, vând și un drone. De așa zic că lumea e învățată cumva... învățată cu perspectiva asta de da, visual. Acum în ceea ce privește travel-ul și în ceea ce privește chestiile astea, unul prima de a porni într-un travel pentru a porni într-o călătorie, imediat intră pe grupuri de Facebook, imediat deci pe grupuri de WhatsApp sunt făcute care se ajută între ei, se zice mergi pe acolo, deci am avansat în ceea ce privește socializarea, da. Adică în ceea ce privește să ne ajutăm între noi. Tehnologia în general, zic, da. Dar zic momentan dacă ai plăcerea și tu să intri pe Amazon Prime, că partea bună la Amazon a oferit gratis, practic, cine are Amazon super, Prime. Chiar o să mă uit cu deosebită plăcere, cum să nu. Se cheamă Bici Bici Italia și vreau să spun că sunt foarte multe zone, foarte multe imagini super, care, sincer, dacă vrei să te relaxezi într-o duminică, ce să vezi. După cum specificam, da, acum în 2020, poate cineva spune, da, dar e bine să valutezi un pic mai multe, cum să spun eu, să privească din altă perspectivă, pentru că știi cum e lumea, imediat să judece, dar mulți nu sunt în stare să nici măcar să iasă din casă. De asta zic că producătorul, împreună cu colaboratorul cu care am colaborat, au cheltuit foarte mulți bani ca să obțină așa ceva. De asta zic că, de păcate, în Italia este mai greu ca să poți avea acces la italienii, la mesa in onda, să spunem, faci un produs și îl vinzi. Și de asta zic, momentan, spre bucuria noastră, au reușit să-l bage pe Amazon Prime și de asta zic că dacă suntem aici, profit de ocazie și zic toată lumea, dacă are pe Amazon Prime, să dea un ochișor acolo la Bici Bici Italia. Da, să-mi lași chiar și mie frumos link-ul dacă după... Mergi pe Amazon Prime sau dacă nu, mergi și cauți pagina
de Facebook, Bici Bici Italia, totul colegat. Și acolo trimite-mi un link și așa voi intra direct pe link fără să stau să caut, măcar vor fi cuvinte simile sau ceva în genul. Acolo o să fie mai multe informații apropo de legat de bicicletă și mai nou am auzit prin grupul pe care l-am format mai nou cu actorii care au participat și toată trupa. E o lege care prevede foarte multe, cum să spun eu, finanțări pentru cei care care cumpără biciclete. O să-ți las și linkul respectiv. Foarte fain pentru cine îi place bicicleta. Că guvernul, uite, practic... Da, uite, dacă știam, eu mi-am cumpărat o bicicletă acum 2 ani. Da. Destul de vreo 800 de euro am dat atunci pe ea. Dacă tu cumpărai acum, îți dădea, ei zic că îți returnează banii tipo, vreo 60% din valoare. Wow. În cazul... Da. Deci ei practic vor să evite traficul ăsta după pandemie și tot haosul ăsta care, dai seama, într-un super oraș idee, ca Roma. Super idee, chiar îmi place. Eu am zis, cumpăr bicicletă și eu și copiii, monopatin, toate chestiile astea care pentru mobilitate sunt foarte, foarte fain și dacă guvernul cumva, nu știu dacă trebuie să ai o sumă minimă de cheltuială, dar chiar e super, super, super fain. Și de asta zic, odată cu, în cazul în care începe chestia asta și noi ca în producții avem niște, chiar eram vorbit cu regizorul și am zis cumva să facem un tip de promoții pentru cei care sunt interesați să cumpere bicicletă și de ce nu să participe, adică putem să brandizăm, înțelegi? Și vor fi, de exemplu, dacă pe viitor vor fi, o să spun eu, chiar și premii, dacă lumea e interesată să meargă să urmărească pagina Bici Bici Italia. Ok, da, ne spune aici Pricop Ionel, lăsați prostile și veniți cu sfaturi serioase dacă sunteți serioși. Da, domnul Ionel, deci este un link aici jos în descriere, dacă ai și tu un sfat serios și ești o persoană serioasă, poți să urci aici în streaming cu noi și să dai și tu un sfat serios, pentru că a te plimba cu bicicleta în natură și nu a merge cu mașina, cred că este o chestie foarte, foarte super ok. Deci este o chestie wow, acum în 2020 și mai ales după această pandemie care cu siguranță am stat acasă și am luat cu siguranță, chiar și eu am luat așa vreo 7 kg pe mine. Uleu, nu vă spăreți de adevărul. Da, chiar o plimbare în natură, o plimbare într-un parc cu bicicleta. Pe lângă că poți să pui... De exemplu, mulți nu știau. Scuză-mă, mulți nu știau, de exemplu, de informația asta. Nici eu nu am știut, până nu am primit-o. Și asta zic, da, corect. E un mod de a informa. Da, chiar nici eu nu știam despre chestia asta. Dar uite, să-mi iau bicicletă, să-mi o duc în portbagaj. Merg până la margine. Uite, eu aici la Roma am parcul de Vieio, nu? Este aici acolo, acolo, dacă mergi pe Amazon Prime, am făcut acolo una puntata, propriu la Vieio. Ah, super. Păi tu să te gândești că la mine am 2 km aici până la parcul de Vieio. Am văzut că ai făcut o fotografie cu motorul tău, Bengo. Ah, da, acolo la insula Farnese, da. Am făcut acolo cu motocicleta. Exact, da, acolo avem o filmare. Da, să te gândești că eu sunt partea către Flaminia, parcul de Vieio. Dacă intri pe Shutterstock, am un profil unde vând fotografii acolo. Și... Am și eu, unde vând video. Suntem acolo. Da, vreau să fac și eu. Da, suntem amândoi, suntem colegi, pentru cine nu știe, și domnul Iulian se ocupă ca și mine, este un videomaker în ceea ce privește video și foto, videoclipuri și tot asta. Suntem colegi. Chiar ne-am întâlnit și mi-a făcut deosebită plăcere să ne cunoaștem la artistul din mine când a fost atunci pe 8 decembrie la Roma. Atunci ne-am cunoscut, ai fost și la mine acasă, bineînțeles, prima, în fine, suntem prieteni în două cuvinte. A fost și un mister, dacă mai ții minte, că nevastă mea tot ursa că... Da, nevastă, da, și lumea deci, nu știa. Eram amândoi, deci ce confuzie. Soția ta era și ales acolo printre 10 fotografii de la Roma, așa zis, cei mai buni, știi? Așa și eram și eu ales acolo printre cei 10 fotografii de la Roma pentru acest concurs. Și nu a fost un concurs, a fost un eveniment. Da, scuze-mă, am greșit eu, un eveniment, adică de a ne prezenta, da. Și domnul Verel Barbu, când a comentat acolo și a pus, și am zis, mă scuzați, dar pe mine nu m-ați, sau a fost, păi, dar am pus-o pe soția ta, pe Florentina.
pene că s-au regat. Nu, mulți când auzeau Petru Ursache și Florentina Ursache, credeau că suntem, adică soț și soție, amândoi fotografi. E posibil cumva undeva în istoria neamului, undeva să... Nu, dar dacă știi că am discutat atunci, pentru că bunicii sau străbunicii tot de acolo, din comun, din Vlădeni... Bunicul ei de acolo era. A, exact, atunci străbunicii noștri ar fi fost neamuri. Nu străbunici, bunicul ei. Poftim? A, alei, alei și al meu, nu al tău. Pentru că bunicul ei practic a fost frate cu Vasile Ursache. Vasile Ursache legat la orchestra Absoluții Botoșanelor când erau ei. Al epoca. Am înțeles. Să zic, am o legătură înțeles. Și acolo, de exemplu, Laurențiu Ursache, de la Radio Iași, este unchiul ei. Ok. Și dacă tu ai face o căutare, ai să vezi că... Da, dar o să mă uit când o să ai rădăcini cumva, știi? Da, ai făcut radio diaspora și el practic... Da, adică străbunicul a fost și el pe radio. E vorba de latura artistică care uneori, fără să ne dăm seama, o avem. Și da, o moștenim, da. Ceva iese și de asta zic că... Da, bun, haideți să... Că lumea, dai seama, lumea, bă, ce fac bun. Ăștia, vorbesc numai ei. Da, în fine, hai să discutăm la general. Bun, vreau să spun că acum după această pandemie chiar ar fi super, super de făcut. Eu, după cum spuneai, nu insula Farnesii de pe Casia, mă sunt partea sănantă de Parcul de Veio, din Roma Nord. Și într-o zi m-am dus acolo și este un fel de agroturism ce este acolo sus. Are cineva un fel de stână ce are acolo așa și are măgari. Și am luat și am fotografiat măgari. Am zis, bă, dă să pun și câteva fotografii cu măgari. Te rog să mă crezi, am două fotografii vândute cu măgari pe Shutterstock. Da, dar nu. Da, una vândută în Mexico și una în Germania. Pe Shutterstock, de exemplu, am un prieten care face grafie de la Pomeția și el și pe fond face. Da, înțeles că videourile sunt, da, pentru cine dorește să facă, să vândă fotografii, deci pentru fotografi, dacă dorești. Sau video. Adică... Sau video. Da, sau video, bineînțeles, dar videourile mi se pare că trebuie să fie micuțe, până în 20 secunde, nu? Da, 15-20. 15-20. Da, dar am înțeles că... Acolo se găsesc regulile care ei... Da, zic. Da, bineînțeles, intrați pe site-ul Shutterstock, dacă doriți mai multe informații, mă puteți contacta și vă dau link-ul sau exact unde... Sau Pond5. Da, sunt mai multe site-uri, dar din câte am văzut mai multe tutoriale, Shutterstock este cel mai ok din punct de vedere pentru toți. În fine, bun, eu acolo am un profil unde vând fotografii. Așa și cel mai mult am vândut fotografiile cu măgare. Nu știu da, dar videourile am înțeles că sunt mult mai bine plătite decât fotografiile. Știi cum am... treaba și cu fotografiile și cu video e că povesteam un prietenul italian și am spus, în cazul în care e o muncă, de exemplu, el face în paralel, face taximetrie, în cazul în care e o muncă care practic ai timpul ăla în plus sau mergi în anumite locuri, acele 15 secunde sau câte adunate, conservate și după aia urcate pe site, au o logică, adică trebuie să faci o muncă să fie și de așa natură, în așa fel încât să treci pe acolo, dar nu neapărat să faci acele fotografii. Da, pentru da. Că este de asemenea, este un băiat care, da, este un băiat care are un moldovan din Republica Moldova. El cu florile, cu plantele, cu toate chestiile. Scuze-mă un pic, aici văd că eu fac zilnic 30 de kilometri zilnic cu bicicleta. Foarte frumos, foarte da, fain. Da, super, dacă bravo idee. Dacă ești apasionat, ne puteți urmări pe pagina de bici tale și acolo vor fi mai multe informații, precum și promoții viitoare. Mariane spune, din Huțani, Comuna Vlădeni sunt și eu. Da, Mariane, super. Salutăm, da. Eu sunt Roma. din Brăveni. Să te gândești că vine Vlădeniu, Botoșani, vine Huțaniu, care este ultimul sat din Comuna Vlădeni. După care se trece Sereteu și se merge în județul Suceava, adică se ajunge în, știți cum e, în Dumbrăveniul meu. Apropo de pandemia, poate foarte mult, uite, vezi, lumea undeva poate are dreptate. Noi am deschis cumva, ne-am încălzit, dar zic că
lumea poate să întrebe, de exemplu, putem trata și un subiect important. De exemplu, eu mă întrebam și chiar am făcut un în privat așa, am făcut câteva telefonate și am vorbit cu câțiva și am întrebat, am făcut un sondaj. Băi, tu faci aceeași chestie sau neapărat aceeași meserie. Cum crezi tu următoarele două luni? Adică cum le vezi tu? Ce vei face? Pentru că sunt foarte multe activități, foarte multe domenii unde ei nu pot să, nu se mai poate să lucreze. Pentru că ori am da, închis... Pe lângă, eu cred că va fi o chestie așa. Deci virusul va merge în jos și economia se va ridica. Ceva în genul va fi. Vreau să cred că va fi așa din punctul meu de vedere. În ceea ce privește călătoriile, travel-ul și toate astea low cost, zborurile, avioanele astea vor fi... se vor elimina. Auzi, scuze-mă, înainte să mai vorbim... Dă-mi un par de apă, că chiar are dreptate, Sorin. Da. Ai dreptate să știi că chiar nu am băut nimic azi, chiar ai dreptate. Dar am trimis-o prin WhatsApp un par de apă, da, mersi. Okay. Eu am terminat paharul cu apă, dă-mi-l... Mulțumesc, Sorina, foarte drăguță, vezi? Da, Sorina Elena Dancii este un fan Radio Info Diaspora care ne urmărește cu cea mai mare plăcere de fiecare dată, este mereu prezentă aici. O salutăm cu drag. Da. Și salutăm și pe Mihaela Dobre, bună seara din Buftea. Da, deci ușor deci se expande, deci aici se pot discuta chiar lucruri foarte interesante. Se pot discuta, deci sunt dispus să discutăm despre orice. Important este că sunt lucruri pozitive. Petrica, hai să facem o chestie. Eu te întreb pe tine, de exemplu, nu? Ca și cum aș intra și eu zic, bă, hai să te întreb pe tine. Cum vezi tu pandemia asta în anumite domenii? Crezi că vor fi, cum să spun eu, lumea va fi răbdătoare și va avea cumva forța necesară pentru a găsi o alternativă sau se va crea un haos? Pentru că e o problemă totuși, să recunoaștem. Deci nu este ceva... Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere sunt foarte multe locuri de muncă se vor pierde. Mai ales în ceea ce privește cei care sunt în turism. Enumerează 5, ca să nu exagerăm. 5 tipuri de muncă care nu se vor mai practica în următoarele 5 luni. Salutări de la Roma, îi spunem și lui Cristi Mitoc. Bună seara, și noi tot de la Roma Motoc, suntem, domnul Motoc. Cristi Motoc. Hai să nu botezăm, că dacă botezăm lumea după aia spune... Da, dar până de Paște are timp să crească mielul cât cârlană, știi? Da, până la anul, da. Puneai tot de 5 activități sau 5, nu? Nu, tu ai spus de 5, eu am spus cu siguranță numele Ramura. Da, eu mă refeream la cea mai afectată și la numit la ramura turismului. Pentru că eu știu că anul trecut au fost deci o familie de prieteni de aici care am, au împrumutat bani din bancă și s-au dus în vacanță în Turcia. Nu știu dacă și anul ăsta vor mai împrumuta bani. Pentru turism, din start, este în automat problema de mișcare. De asta zic că aici, cum spun italienii, e obvio. Pentru că e vorba de exemplu, eu nu mă prea mai informez. Da, ascultă puțin. Pe YouTube este George Ioan Hodor, care zice, bună seara din București, sunt actor freelancer și regizor tehnic de teatru. Wow, ești un coleg de-al nostru un pic mai mare, aș putea spune, față de mine, pentru că eu mă rezum doar la cameraman, fotograf. Dacă vrei, chiar mă interesează chestia asta. Uite, vezi, prin intermediul tău avem ocazia să cunoaștem. Da, să cunoaștem oameni minunați. Domnul George, noi, adică... Să-mi țină prietenia pe Facebook. Da, ne găsești pe pagina noastră de Facebook Info Diaspora sau de asemenea, bineînțeles, stai că pun un link la pagina mea și pe YouTube, aici, Radio Info Diaspora. Și vrem să, dacă ne poți ajuta, vrem să facem un scurt metraj la Roma, în ceea ce privește, adică românii din Roma, despre români, deci un filmuleț de vreo 15 minute care să fie. Vom căuta tot așa ceva actori, poate freelancer, adică persoane care să fie dispuse în timpul liber să tragem câteva cadre și să facem un filmuleț care să fie drăguț. Petru, scuze-mă aici, sărim de la una la alta și sincer avem foarte mult în cap, dar e bine, hai să reintrăm cumva la subiect, pentru că știi cum vorbim de o chestie și după aia răsăm discuția și nu-i frumos. O să intri domnul și o să ia informații și o să le dirijești tu cumva. Da. Cu informații. Dar rămânem pe temă, pentru că este foarte frumos să avem totuși un respect pentru cei care practic poate au zis, opa, se vorbește ceva. Hai să urmărim.
Vorbim Da, pe tema respectivă. Ai spus da, că un în domeniul subiect. turism. Cu siguranță Al doilea. în viitor, când vom fi mai mulți, vom alege un subiect pentru fiecare zi și vom Noi dezbate acel încălzim. Subiect. Noi încălzim acum, nu? Situația și trecem la domeniul, v-a zis, turismul, da? Va da, avea da, da. O de suferit. Al doilea domeniu, să spunem, a doua categorie. A doua categorie, din punctul meu, care va suferi, vor fi transporturile. De ce transporturile? Pentru că cei care transportau pentru anumite, în ce privește chiar și pentru restaurante și pentru toate chestiile astea, vor diminui, vor fi mai puține. Specificăm la toată lumea, pentru că tot ce vorbim noi aici nu este doar opinia fiecăruia. Deci da, 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 este ceva... deci este o opinie personală, clar, clar. Nu suntem de nicio parte politică, suntem... E bine să specificăm, pentru că de obicei opiniile nu chiar sunt, să spun eu, împărtășite și atunci trebuie cumva să anticipăm, pentru că opiniile vin cumva respectate și tu, practic, îți pui opinia ta din punctul de vedere. Crezi că al doilea sector, cum ai spus, va fi transportul și va suferi. Hai să trecem la treilea, ca să fim așa a zis Mirela Dobre, dacă poți să stai într-o poziție civilizată, ne respect pentru noi și pentru DJ. Dacă este cerere, cum să nu? Din respect pentru toată lumea. Din partea unei domnișoare, nu? Eram afară aici și am zis că să ies afară pentru că copiii mei fac gălăgie și atunci nu era frumos ca să vorbesc să fie gălăgie și m-am pus pe... Uite, o chestie foarte bine puntată. Bravo, Mihaela. Uite, eu unul nu mi-am permis să-i spun pentru că este colegul meu și nu mai dădea o bere și o cafea când mă vedea cu el. Dar nu e o problemă, deci glumesc, glumesc. Respect pentru cei care se uită și na, nu m-am pus aici ca să arăt da, o mamă da, corect, că... corect. Mă doare undeva și stau. Eram relaxat. Dacă da, cineva da, deranjează, corect, uite, corect. Pentru... din respect, m-am ridicat în sus frumos, așa mă leg un pic, știi, că na, am reflexul ăsta. Trecem la numărul 3. La numărul 3. Știi cum era? Tocate. Păi 3, eu am întrebat pe tine, de asta zic, eu am întrebat, a, m-ai întrebat să văd pe mine. Opinia ta. Da, deci aici. Din punctul meu de vedere, opinia unul ar ta. Fi, da, din opinia mea, dacă ai pus să fie 5, din punctul meu, va fi transportul, va fi deci turismul care va suferi. Vor fi transporturile, restaurantele în ceea ce privește partea alimentară. Iarăși va fi pentru că cu evenimentele, cu nunțele, cu în tot ce ține de evenimente cu mai multe persoane și acolo, bineînțeles, intră și prestatorii de servicii, cum ar fi fotografii. Deci în ce privește ajungem servicii, și acolo. Acolo da, ajungem da, și eu dezvoltăm da, că este oricum. Da, dar vor fi restaurantele. Deci, deci partea de restaurant. Da, da, da. Pentru că să spun acum încă o chestie. Acum, deci dacă tu ai avut un restaurant și a fost închis acum pe timpul pandemiei, îți trebuie în Italia 600 de euro să-l dezinfectezi. Nu poți să faci. Dar nu era cumva cum să spun eu, statul cumva să susțină? Nu, poți să faci dacă te pui de acord cu... nu, nu te susține nimeni, absolut. În ceea ce privește afitul, deci mergi la un notar, la așa... Chirie. Pentru chirie, da, pentru chirie te pui de acord și pentru în ceea ce privește activitățile comerciale nu plătești toată chiria în întregime. În restul, dacă tu vrei să redeschizi restaurantul, costă 600 de euro... Nu știu dacă este în bază la câți metri are restaurantul respectiv, dar cu un restaurant care am vorbit eu, costă 600 de euro să vie o firmă să dezinfecteze și, bineînțeles, poate să facă evenimente, dar cu distanță între persoane. Deci la o masă unde se puteau pune 6-8 persoane, vor fi doar 4. Apropo de sanificare, am pe cineva chiar la Roma, o persoană foarte importantă din punct de vedere al marketingului, operează de mult în industria cosmetică, îl cunoști și tu, l-am cunoscut împreună, chiar mi-a zis că merge în paralel pe partea de sanificare, soția lui se ocupă și dacă este cineva interesat de un serviciu profesional, poate să apeleze la tine și după aia să lase eu link-urile în cazul în care se întâmplă să okay, aibă okay, nevoie este, cineva. Da, avem, avem români de-a noștri care face... Chiar sunt mândru de chestia asta, cum să nu? Îți las informațiile toate care le-ai cunoscut și tu și o să-ți dau foarte multe informații. Poate cineva are nevoie și cum suntem noi în perioada asta între români, noi ar trebui cumva să informăm, cum o faci tu și prin intermediul Radio Info Diaspora,
obiectivul ăsta e. Și de asta zic, profit de ocazia asta ca să facem ce? Ca să dăm mai multă apă la moară, nu? Adică da, info. Da. Am venit cu informații, nu se știe niciodată și o să mai venim. De asta zic, e foarte important ca lumea, dacă intră pe chat, să fie cumva, nu să zic, da, să mai poate glumi, dar avem de-a face cu informații care, din păcate, multe românii noștri nu au informații și mai e o chestie foarte importantă care o știi destul de bine. De multe ori am auzit românii, nu sunt uniți românii. Nu e adevărat, suntem. Trebuie doar să ne găsim între noi și corect, dacă vom fi corect, mai mulți, va fi mai multă putere de convingere și cei da, care vor rămâne vor fi obligați cumva să respecte, nu? Majoritatea, să spunem, majoritatea, majoranța, să spunem așa. De asta zic că hai să gândim pozitiv, românii sunt buni, românii sunt, cum vrei muncitori, tu să spui, pozitiv, muncitori, ce vrei, dacă cei care unii zic că sunt, da, treaba lor, dar sunt. Suntem da, foarte mulți persoane. Oricum, suntem care pot să mult mai pozitiv respect la alte popoare. Îndurăm mult mai mult, să specificăm. Vinim dintr-un comunism care am fost învățat să îndurăm, să mergem de jos. Aia e altă, aia e altă poveste, dar zic ca să o scurtez așa mai bine, da, tot timpul aud chestia asta că noi românii, noi românii. Da, noi românii, dar să fie clar, dacă facem o listă și numărăm un pic cam câte persoane cunoști tu, câte persoane cunosc eu și așa mai departe, realizăm că nu e chiar așa. Și noi practic ne inducem în eroare psihologic, nu? Că sunt români și noi suntem așa, nu e adevărat. Nu trebuie să acceptăm, indiferent câți români sunt. Noi suntem și de asta zic că trebuie să gândim pozitiv. Trecem la alt argument ca să nu dăm lumea cu praf, că am schimbat de la una la alta și este foarte frumos ca lumea să rămână pe frecvența aia, adică ce va fi după toată pandemia asta și activitățile care vor suferi. Hai să trecem la activitatea pe care cumva undeva foarte multe lume care în perioada asta este pe același teren, evenimentele. De exemplu, tu cunoști foarte bine două, trei restaurante cu care ai colaborat, colaborezi. Da. Cum au văzut și văd situația? Adică, cu siguranță, tu comunici cu ei, că ai lucrat da, cu ei. Da, da, eu comunic cu foarte multe restaurante de la Roma, chiar m-au contactat, dacă știu și eu alte informații, dacă aflu ceva să le comunic și lor. Pentru că, oricum, da, este o situație, chiar dacă nu e a noastră, dar totuși facem parte da, dintr-o comunitate. Face parte și din meseria noastră de fotograf, adică este tot în ramurul nostru, pentru că noi ca fotografi tot în restaurante mergem și prestăm serviciile. Chiar dacă clienții sunt deci românii, deci botezurile, nunțile tot în restaurante, pentru că dacă nu se pot face în restaurante... Da, suntem toți legați, da, suntem toți legați, pentru că, de exemplu, sunt foarte mulți clienți care vor să facă, care au anticipat, de exemplu, uite, un subiect foarte important care, din păcate, mulți nu înțeleg. Zilele astea s-a vorbit despre partea de avanso, nu? Cum se cheamă asta? Am uitat. Am o lapsus. Anticip. Anticipo. Să vorbești în română. Cum e că în română? Să dai la om o parte din bani înaintea evenimentului. Să blochezi data. O capară, cum se spune în România, în fine. Foarte multe persoane din domeniul nostru au primit bani și atunci... poate un fotograf spune, hai că vin să-ți fac o fotografie, să vin să-ți fac un serviciu și banii care am anticipat mi-i scot cumva. Dar ce vor face muzicanții, ce vor face DJ-ii? Le cântă ceva la rece. Păi au problemă, dar problema este că e situația că totuși în cazul în care ai un contract, eu nu știu sincer, nu m-am interesat, există o lege prin care zice că dacă tu ai dat un anticipo și nu a fost vina ta când nu se poate face evenimentul, care este procedura? Nu știu, sincer. Din punctul meu, nu știu dacă este o lege pe chestia asta, adică dacă cineva a dat un anticip, dacă a dat un avans. Am auzit că vor înapoi și sunt și mulți așa, da, să spun, da, din care punctul meu că... de vedere ține de persoană, este o chestie personală. Uite, eu, la mine s-au anulat toate nunțele și botezurile care au fost până în... deci până la sfârșitul lui iulie s-au anulat toate aici. Aș putea spune că primul eveniment care s-a repus în, deci s-a reconfigurat, este pe data de 26 septembrie. Am o nuntă. Cam toate s-au dus acolo pe septembrie. Da, da, da. Deci trebuia să o am acum în mai și omul mi-a zis, uite, am vorbit cu restaurantul tot absolut și s-a reprogramat, deci s-a întâlnit cu... deci, Mirele s-a întâlnit cu domnul la restaurant și au programat-o pentru data de 26 septembrie.
O deci întrebare. Avea... Deci dar dacă te sună... Scuze-mă, da, zic. Spune. Da. Dacă te sună clientul, unul din clienți, să spunem așa, da. Domnule, știi ceva, eu... Na, nu a fost nici vina ta, nici vina mea. Nu mă pot să fac evenimentul, l-am anulat pe 2021. Nu știu dacă îl fac, pentru că în România am nevoie de acei 100 de euro, 150 de euro, cât ți-a dat. Ok, eu îi dau înapoi. Deci tu, pentru, cum se spune, din punct de vedere legal, pentru că eu știu, sincer, nu m-am informat. În primul rând este omenia pentru mine. Pentru că omul m-a dorit la evenimentul lui ca fotograf, dar dacă din diferite probleme, deci cu virusul, cu pandemia, nu s-a putut face evenimentul, n-a fost nici vina lui, nici vina mea. Dacă omul reprogramează evenimentul, zic ok, dacă tu reprogramezi evenimentul, mă anunț cât poți de rapid ca eu să nu-mi prind alt eveniment pentru data respectivă sau așa, și eu voi veni în data respectivă. Ok, unu, sunt persoane care, de exemplu, vor să dea bani înapoi, dar nu iau, pentru că totuși avem două luni de zile, nu? O perioadă în care totuși toată lumea a avut bani, a fost pregătit să aibă pus acolo la pachet foarte multe persoane. Bine că, na, e individuală, dar chiar și eu înaintea pandemiei am făcut și eu o cheltuială acolo, nu-ți mai spun ce, o să spun în privat. Nu așteptam și cu siguranță sunt foarte multe persoane care poate că au cheltuit bani, poate s-au pregătit să cumpere altceva, s-au pregătit să... și chiar nu mai iau. Ei ce fac? Asta zic, că uneori nu este o răutate ca să, practic, să nu vrei să dai banul, dar poate nu este posibil. Atunci cum o vezi? Da, na, în cazul ăsta trebuie, adică să nu ai banul să-l dai înapoi, tu zici. Da, una din situații este la mine. Pentru că eu prima de a intra în pandemie mi-am cumpărat un aparat foarte, foarte costos așa, și am pentru că ultimul boala eveniment noastră, Boala noastră, da. Cumpărăm, hai să fie acolo. Hai să iei ultimul model, știi? Să fac acolo să fie țeavă, să fie mișto. Și am intrat în criză și îl țin aici sus în cutie. Și se pune praful. Nu, pe cutie doar. Eu am, sincer, da. Și mă găsesc în dificultate acum, pentru că toate risparmerile mele, deci toți banii care aveam, că nu sunt o persoană bogată, i-am băgat în aparat. Și acum stau și stau ca cățelul pe labe și stau liniștit. Deocamdată, persoanele care au evenimente la mine, nu mi-a cerut nimeni banii. O singură, deci sau a zis ok, o să reprogramăm evenimentele, dar din toate evenimentele, decât o singură persoană este pe data de 26 septembrie. În restul, nimic nu. Deci nu mi-au confirmat altă dată. Asta am vrut să spun. Deci din toate evenimentele care erau 7, una singură. Deci mi-are... Dar oricum, repet acum că suntem aici, nu, în direct la Radio Info Diaspora, nu m-am interesat. Îți cer ție, pentru că totuși tu ești moderatorul radioului și totuși ar trebui să lucrezi un pic. Eu zic, îți propun să cauți sau să te consulți cu un avocat, să dai informații din punct de vedere legal cum am putea să procedăm noi toți din sectorul ăsta, atât pentru client, cât și pentru cel care trebuie să serviciu. Aș putea spune că... Dacă este posibil ca tu am să trist, am trist. Da, subiectul ăsta poate fi foarte bine dezbătut în ceea ce privește deci, propriu ramura noastră a fotografilor asta pe un grup de fotografi de evenimente, pentru că aici este foarte multă lume simplă. Uite, lume care scuze-mă, mulțumim domnului Costel Mezdrea, care a menționat avans. Da, am zis și avans. Și nu mi-a venit. Cerem scuze, ce mai se întâmplă? Noi avem ani de Italia și am uitat de avans. O dăm cu acont. La noi avansurile se înțeleg în alt mod. Facem avansuri la femei. Da, cum spuneam de informații, dacă ești drăguț tu și totuși ții la acest radio ca să fii cât mai ascultat și cât mai bine informat, nu ar fi rău să chiar vorbești cu un avocat la Roma foarte cunoscut, care s-a băgat în foarte multe cazuri a românilor. Nu mai știu cum îl cheamă. Foarte drăguț el. Da, se poate... Cătălin îl cunoștea, Cătălin Cristel îl cunoștea, poate să-ți spune el informații. El a lucrat cu Cătălin și este foarte, foarte bun. Ai putea să iei câteva informații, deci este foarte important totuși, în general, să avem informații, cum se spune, legale. Adică să știm ce și cum funcționează, clar. Pentru că înainte să spune clientul la cel care a prestat servicii și invers, să creeze un, cum se spune, o chestie nedorită, ar fi frumos ca noi
adică ca Radio Info, să anticipe și zic, oameni buni, haideți să vă vin încontro. Da, 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 nu, nu. Este super idee și din partea ta, este foarte bine, dar mi-a cerut și ideea mea personală este că dacă omul, sau uite aici să spun încă o chestie, unul care din problema vine alta acum, pentru că toți vor încerca să facă din septembrie după, nu? Și toți cei care au anulat acum evenimentele, să zicem că un altul care a fost cu mine acum, reprogramează tot pe data 26 evenimentul, pe 26 septembrie. Ce faci acolo? Acolo depinde de cum tu te organizezi. Deci în funcție de client. Primul care s-a reorganizat ăla cu nunta, e normal, i-am dat ok-ul. Al doilea care depinde vine, de fiecare. Depinde de fiecare, pentru că, repet, în funcție de cum ai organizat calendarul, exact, ce uite, sunt pe Iulian, cauți un coleg, Iulian, ești liber? Da, ok, uite, este un client care eu de așa sunt ocupat, decât așa, adică îi sugerez un alt coleg care este la aceeași, adică un alt coleg profesionist. Un subiect, altă drăguț, nu știu cât o să fie de, câți o să fie de acord. Din păcate, asta e, știi cum e, dacă are pentru el, dacă are și tot are numai de la nimeni, în fine, treaba lor. Dar zic că o chestie care e foarte importantă în perioada respectivă în care cineva nu poate sau poate s-a ocupat că s-a creat o confuzie, nu ar fi rău cumva ca să facem un grup unde practic nu facem decât să mulțumim clientul, să ne scoatem cumva, să ne ajutăm între noi. Clar, deci, clar, nu e vorba clar. De noi, că vrem noi să luăm mercatul sau să luăm mai multe evenimente. E vorba de a ajuta cumva și clientul. Situația care da, s-a corect, creat. Corect. Da, da, bineînțeles, bineînțeles. Deci este, dacă pui acolo, notezi undeva, este foarte fain dacă am discutat și pe chestia asta, decât să formeze, cum să spun, un grup undeva unde... Domnule, am avut pe data de respectiv, ne-am organizat diverse și nu pot să merg. Cine poate să meargă? Adică să ne cum să spun eu, să putem să colaborăm. Și practic nu am face decât să ajutăm clienții, oamenii, noi. Da, da, să ne ajutăm între noi. Și mai ales că suntem români de noștri și suntem toți în diaspora. Bun, asta era, deci era subiectul 3 sau 4, ceva în genul. Bine, m-am trecut de la una la alta, dar zic că era vorba de evenimente care, din păcate, da, pentru că era o chestie care ne afecta, adică pe ambii. Da, al cincilea... Sincer, din fericire, după cum am mai aflat de la alte persoane, mai alte alternative, de asta zic, din fericire la mine, din fericire zic, și sper pentru cât mai multe persoane să aibă o alternativă, nu se fac evenimente, la mine se lucrează cu oricum. Pentru că știi că în paralel fac alte... Chiar arată, dacă... Mă bucur în iunie foarte... e vorba să începem alte filmări și de asta zic. Super. Nu uitați, dacă sunteți pe alte grupuri, bineînțeles, nu uitați să dați un like la pagina noastră de Facebook. Dacă sunteți pe alte grupuri și doriți să scrieți, nu vedem mesajele voastre, deci căutați pe Facebook pagina noastră de Facebook Info Diaspora, pentru că doar de pe Info Diaspora reușiți să ne scrieți și noi să vedem mesajele voastre. Pe dacă scrieți pe alte grupuri, noi nu vedem mesajele care voi le scrieți. Deci doar de pe pagina noastră de Facebook Info Diaspora, doar de acolo reușim să le vedem și, bineînțeles, reușim să le vedem și de pe canalul nostru YouTube Eurovlog. Am observat ieri sau alaltă, da, alaltă parcă, sau nu, alaltă, sau mă țin minte, o interacțiune între voi, domnul din America, din Miami, din doamna blonda, care m-a numit roboțelul, cum să spun eu, intenția de a crea Radio Info Diaspora. Este foarte important cumva, eu îmi pare opinia, îmi spun, ca să ai o introducere de fiecare dată când faci live. De ce? Pentru că tot timpul vor fi persoane, poate noi, și nu vor ști exact ce înseamnă Radio Info Diaspora. Este foarte important, sincer, pentru că dacă eu dau link-ul cuiva și zic, uite, intră la ora respectivă pe Info Diaspora și e posibil să afli ceva chiar care ar putea să te intereseze. Dar totuși eu zic, propun, dacă se poate, și îți dai seama că e ceva constructiv, pentru că nimeni nu e învățat, nu s-a născut învățat. Da, corect. Și eu învăț odată cu voi aici, da? Tu accepti, oricum, am observat că accept fel și fel da, de... Da, sunt o persoană foarte maleabilă și accept orice sugestie, orice consiliu, pentru că nu am experiență și recunosc chestia asta, dar o învăț acum, de studiez. Ar fi bine ca să ai un intro, ca fiecare live să fie cumva informat, ca cine intră să știe, da, este un radio... Și
Este despre. Și atunci, cu siguranță, lumea va înțelege mai bine. Văzând că acum e o chestie de pandemie, chiar te rog să faci un intro pentru Radio Info Diaspora, că îți face de subită plăcere. Cine a făcut? Nu, nu, să-l faci tu. Intro în ce sens? Să faci un intro pentru Radio Info Diaspora. De fiecare dată când intru, să pun acel intro. Dacă îți face plăcere. Uite, poftim. Sincer, aș improviza, pentru că... Aș improviza pentru că totuși eu sunt învățat să lucrez cumva, da, îmi improvizez pentru mine și cu mine, adică cu prietenii mei, în cazul în care ceva în privat. Dar de obicei, sincer, când e vorba de ceva live, cum, nu, în momentul ăsta de față, ar fi bine să ne programăm cumva și să scriem ceva. Este foarte important. Da, deci, da, foarte mult da. La chestia asta. Deci pentru că totuși este o ordine și este bine cumva respectată și ideile vin cumva dezvoltate. E posibil să spun ceva, e posibil să improvizez, e posibil să spun ceva care nu mulți sunt de acord. Și de asta zic, mai bine în privat facem o schemă și decidim împreună. Și dacă se poate îmbunătăți, de ce nu? Dar cam asta ar fi ideea, schema. Avem aici felicitări pentru ceea ce faceți prin acest canal. Da. George Ioan Hodor. Salutăm, foarte bine că lumea ne urmărește și în special Radio Info Diaspora. Eu sper să iasă cât mai, cum să spun eu, cât mai bine, pentru că o să iasă. Și după cum am specificat lui Petrică, are toată susținerea tehnică din partea mea pentru că este nevoie. De ce o fac? Pentru că este ceva pe care el a făcut. Nu este ușor, dedică foarte mult timp, uite, vezi anumite elemente pe care ar putea să le introduc undeva în prezentare și tot acest timp dedicat nimeni nu-l plătește, dar da, o face corect. Pentru toți și sperând că într-o zi vom fi mai buni. Da. Radio Info Diaspora. După cum spune de fiecare dată, să distribuim dragoste în jurul nostru, pentru că în modul ăsta vom fi iubiți și vom găsi dragoste în jurul nostru. A spus un pic, dacă dă boala aia invidia, noi nu mai facem nimica. Spun după aia de invidia despre ce vorba. Iulian, ce vrei să spui? Că eu nu am dat bine la cameră. Sincer, nu știu despre ce vorba. Nu era vorba despre tine, Sorin Elena Danciu. Era vorba despre Sorina, despre Mari Topălceanu. Nu când a dat bine, dar foarte bine. Nu, adică a spus, adică să când au intrat, adică dacă distribuim acest link sau distribuie domnul Iulian de aici, distribuie acest link la cineva, adică să fie un intru în care să fie specificat despre ce este vorba, despre ce este Radio Info Diaspora. Va rămâne video offline, de asta zic, în cazul în care cineva va intra după, pentru că există un istoric și lumea se va uita, totuși va putea accesa video de acum o săptămână, de exemplu, unde va realiza totuși, va înțelege mai bine. În fiecare seară, deci noi facem în fiecare seară, începând, văzând că suntem acum în carantină, până ce încep evenimentele, în fiecare seară, începând cu orele 18, la un pahar de vorbă cu diaspora. Deci la un pahar de vorbă, adică a discuta despre toate chestiile pozitive și despre tot ce am putea să facem, pentru că fiind uniți, discutând, reușim să înțelegem mai multe. Reușim, poate, știți cum e, fiecare are o idee. Acum în carantină a dezvoltat-o în creierul lui acolo frumos și acum ne exprimă și noi, pentru că fiecare idee este binevenită. În modul ăsta poate se pot face chiar foarte multe chestii frumoase. Bineînțeles, începând cu orele 18 în fiecare seară, suntem aici în streaming online. Din seara asta, deci se poate urmări atât pe YouTube, care vor fi persoane care nu au cunoscut până astăzi Radio Info Diaspora și deci urmărind YouTube-ul, vor găsi link-urile și vor intra și pe Radio Info Diaspora. Bineînțeles, pot urca aici sus în streaming și pot să-și dea și ei, dacă au o idee pozitivă, adică o idee pozitivă, adică de a ne susține pentru comunitate, pentru noi toți. Și începând cu orele 20-30 ora Italiei, intrăm cu muzică tradițională românească, unde încercăm să fim uniți prin muzică, să ne mai descrețim puțin frunțele. Specificat este faptul că acest playlist pe care tu de la Radio Info Diaspora trebuie specificat, pentru că foarte multă lume nu știe ce înseamnă să difuzezi cumva un anumit, cum să spun, o anumită cantitate de muzică, pentru că e nevoie de o licență la care tu lucrezi.
ești în lucru, care tu ai să plătești, da. Și cu siguranță nu va fi ușor, dar da. Este nevoie, pentru că ai văzut că merge, ai văzut că lumea este interesată și da, da. A făcut bine. Da, sunt câteva persoane, scuze-mă că te întrerup, sunt câteva persoane care m-au susținut, dar mai trebuie, pentru că o licență pentru a transmite pe Facebook costă 640 de euro pe an. Așa, acum vreau să cumpăr și un website, și un domeniu, un hosting pentru a face Radio Info Diaspora și, bineînțeles, un server de radio unde acolo voi încărca o aplicație pe telefon. În modul ăsta, cine va dori, va putea să asculte Radio Info Diaspora 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Deci dacă ești la muncă, ești la curățenie, spui căștile și asculti Radio Info Diaspora. Am doi speaker din România, doi băieți care au zis că vor să mă ajute în ceea ce privește horoscopul, ei de așa lucrează în radio de vreo 20 și ceva de ani și au zis, pentru început o să-ți dăm o mână, dar după aia, normal, sperăm să găsim și noi un sponsor într-un mod sau altul, sau sper să fie publicitate, să fie alte chestii, când va fi aplicația, poate va fi un sponsor și un banner și pe aplicație, în modul ăsta, adică să fie o știre, să fie un horoscop, să fie și să fim și legali. Pentru că a transmite muzică în radio web nu este gratis. Uite, mulți cer, păi vreau melodia aia, vreau Țancu Uragan, vreau Mocan. Sunt melodii care sunt cu drept de autor și nu se pot pune. Cei care le pun în mod abuziv, transmit o dată, de două ori, pot să transmit o lună, până îi dă roboții de Facebook de ei, după care vor fi închiși. Ce rost are să ajung? Ce rost are să ajung la 20-30 de mii? Da. Nu poți nimic, nimeni, numai că blochează și nu s-au de nimic. Le blochează pagina. Eu am fost blocat și eu de două ori și de atunci m-am învățat minte și nu mai pun muzică. Editez muzica puțin prima și pe urmă o transmit. În modul ăsta, adică să... Dar nu este legal. Dar în ceea ce privește pentru a transmite prin aplicații, de așa m-am informat, când va fi gata aplicația, plătesc drepturile artiștilor în România pentru în ceea ce privește și în fiecare lună trebuie să dau un raport cu piesele care le voi pune și de câte ori și tot absolut. M-am informat toate chestiile astea și le voi plăti pentru că sunt artiști care te pot da chiar și în judecată pentru că tu le transmiți muzica lor fără adică nu sunt avea de obicei, nu sunt artiști, sunt casele discografice care au bine, dar și ei sunt înregistrați acolo. Da. Și asta. Deci cine dorește să ne susțină, mă poate contacta și în privat sau mă poate contacta și la numărul de WhatsApp care este aici jos în descriere. În modul ăsta, cu siguranță și bineînțeles mulțumesc la cei care m-au susținut și până acum. Vom cumpăra și aceste licențe, aceste autorizații pentru artiști pentru a plăti și drepturile lor. În modul ăsta vom putea pune când cineva cere o dedicație, deci fără să stăm cu musca pe căciulă, vom putea pune orice muzică liber. Deci fără să fim constrânși că nu putem să punem melodiile voastre preferate, bineînțeles. Mai ai de specificat, tu poate că ai spus sau poate că nu ai spus, eu știu ce înseamnă de la vârf de ac până la ultimul cablu sau în fine, ai făcut o investiție care, din păcate, mulți nu ar face inițial, pentru că totuși există o linie de pornire și atunci toate instrumentele pe care unii poate consideră că am și eu sau cât costă, dar totuși l-ai pus la dispoziție și au costat bani. Deci, practic, ai anticipat ceva, să faci ceva. Deci, practic, de asta zic că foarte multe lume trebuie să înțeleagă că tu ai anticipat și faci ceva a costul zero. Adică nu ai așteptat bani și după aia... Hai că fac ceva, dați-mi bani. A fost ca un startup. Am pus de la mine, eu am făcut-o și din plăcere. Deci, fiind în pandemie, fiind în carantină, am zis, ok, eu fac din suflet, încerc să transmit, să încerc să unesc, să fim uniți prin muzică. Și am zis, hai să facem o comunitate de români care să fim uniți prin muzică, să fim mai uniți, să fim mai buni. Deci, asta a fost inițial ideea. Și prin prezentarea care o să facem împreună, o să te ajute să facem ceva frumos ca să fie o standard pentru fiecare. Mulțumesc mult. Live. O să trebuiască să specifici undeva acolo că este foarte important. Cine nu este pe frecvență, nu ar decât să stea acasă sau să schimbe canalul. Nu l-o obligă nimeni. Corect, să asculte Radio Info Diaspora. Pentru că sunt foarte mulți care nu au... Intră și ieși și spun cu părerea. Vrei să intri? Fii constructiv. Da, pozitiv. Corect. Nu ai... Adică dacă ai ceva de spus sau ești negativ, stai acasă. Schimbi postul, că cum spun toată lumea. Dacă vrei să schimbi, să stai pe Antena 1, stai pe Antena 1. Dacă nu, stai pe Pro TV. Nu ești obligat să stai acolo. Înțelegi? De asta zic că este foarte important să specifici acolo că o să fie. Pentru că, din păcate,
Adică îl ajutăm pe omul respectiv care chiar nu are ce să facă, îl ajutăm. El nu o să pierde timp. Înțelegi? Deci, practic, îl ajuți prin informația respectivă, specificând că dacă intră, să fie pozitiv și să fie constructiv. Da, domnul George, care a spus că și el este în lumea teatrului, în urma regiștilor, așa, au zis că aștept cu mare plăcere și cu bucurie să vorbim pe live. Cred că ne vom descurca să vorbim, să vorbesc în live. Da, cum să nu? Deci este un link aici jos în descriere unde poți să intri. Și mâine seară, începând cu orele 18, ora Italiei, noi, deci în fiecare seară, suntem aici în streaming online cu voi. Ne face deosebită plăcere să intrăm, să discutăm chestii pozitive, constructive, pentru că încercăm sau sunt persoane care sunt apasionate, chiar dacă nu este un fotograf sau sunt apasionate. Apasionat. Hai să vorbim și un pic în română, că din păcate, fără să ne dăm seama, vorbim un pic fără, nu? Apasionate și știi cum e omul din România, nu toată lumea, dar unii au uitat asta limba română. Nu, este din instinct. Că, sincer, după cum am aflat de la tine, am lucrat foarte mult în grupuri cu italienii și foarte mult cu italienii. Îmi pare să te gândești că eu am 14 ani de pizzetar care am stat doar între italieni. Da. Încă o chestie care e foarte importantă. Chiar azi am descoperit singur partea adică defectul. De ce nu funcționa vocea și nu se auzea? Ce am făcut? Pentru toți cei care vor intra, este foarte important să specifici, notează-ți acolo, e posibil că acel browser pe care îl aveți să nu funcționeze. Eu am trei browser, am Chrome-ul, am Firefox-ul și în cele din urmă am probat browserul de la Samsung, pentru cine are Android. Și e posibil ca să nu funcționeze bine Google. Da, stranul este că doar tu ai avut probleme, restul care a intrat toți, am înțeles că cel mai bine funcționează Chrome-ul. Eu am un S7, ok? E posibil ca cei să aibă iPhone sau S8 sau sunt foarte multe diferențe dintre sisteme. Și atunci nu numai sistemul, pentru că fiecare browser este cumva adaptat la sistemul respectiv. Dacă eu am sistemul la versiunea 7 și eu am rămas acolo, știi că tehnologia avansează și din păcate numai Android nu mai vine ajurnat undeva, upgradat, nu? Vine lăsat în urmă și atunci nu o să am upgrade-ul de la iPhone 10 sau de la Samsung corect. S8 și e posibil să rămână în urmă. Iar e posibil să fie avut un Android, dar să fie un S8, 9, 10 și așa mai departe. Asta zic, eu am S7 și cu versiunea de S7, doar cu browserul de la Samsung am reușit să nu am probleme. Adică am după cum observ și tu, am făcut proba până la ultimul, cum să spun eu, ultima picătură de resurse. Și da, am reușit. Da, da. Și ai reușit. Da, bravo, complimente, apropo. Da, da. De specificat că dacă nu merge într-un browser, să schimbe browserul. Să schimbe, browser, da. Este foarte, pentru că multe persoane nu au reușit să intre. Dar dacă unul copie link-ul respectiv și urmărește instrucțiunile, este foarte ușor. Ia link-ul, îl copie și poate să meargă. De obicei, ăsta Android te întreabă, unde, cu ce vrei să te deschizi link-ul? Chrome, dacă ai Chrome, cu Firefox-ul, cu Opera Mini, dacă ai... Da, și în cazul ăsta poți alege cu Samsung. Înțeles că Chrome-ul este cel mai bine, pentru că merge, deci este la toți. Repet. Foarte multe ajornamente s-au făcut în ultimul timp. E posibil ca Chrome-ul pe un S7 cu versiunea care o am să nu funcționeze cum funcționează pe S8 și nou. Dar să zic da. Specific că e posibil să fie și browser-ul și bună dacă... Bună seara! Ecco, bună seara! Bună seara, bună seara! Bună seara, domnul Greu George! Cu... Bună seara, cu respect și vă salut și vă îmbrățișez cu drag. Și noi scuze că stau într-o poziție, apropo de recomandări, un pic indecentă. Bună George seara. Ioan Hotor din București. Din București, bună seara. Salutare. Bună seara. Cartier, ca să știm așa, un pic mai indiscret, știi? În ce cartier? Dacă sunteți bucureștean, zona Calea Moșilor. Nu zona sunt, centrală, dar... Zona centrală a Bucureștiului. Da, zona centrală a Bucureștiului, sectorul 2. E bine să avem un pic de respect și cer permisiunea și lui Petreșor cumva să vă ascultăm, pentru că totuși noi până acum am vorbit și totuși... Da, corect. Eu sunt o persoană foarte maleabilă și ascultăm pe toată lumea, pentru că așa e frumos, pentru că cu siguranță fiecare are ceva de spus, mai ales după această pandemie. Da, nu, în primul rând, jos cu pălăria pentru ceea ce faceți. Mulțumesc și o spun cu maximă sinceritate.
Eu mi-s pe jumătate ardelean, deci nu îmi stă în caracter să pieptăn Ah. oameni. Perfect, perfect. Am avut, sincer, acum fac parte ca și cum aș lucra pentru în aceeași, deși nu colaborăm eu cu Petru. Ieri, nu știu dacă ați observat sau alaltă ieri, a fost cumva o discuție dintre ardeleni și moldoveni, nu știu dacă ați asistat live. Nu, nu, nu. Acum am intrat prima oară când mi-a apărut pe grupul unde am fost acceptat pe Italia. Puteți vorbi Mi-a cu apărut microfonul un pic această mai de depărtat, dacă informație se poate. cu voi. Se aude. Microfonul poate fi un pic. Așa. Se Da. aude foarte, foarte fain, se aude. E ok așa? Da, Da, super, vă super. ascultăm. Pentru că se auzea aia, Da, deci p, nu... t, p. Eu știu, știu. Este boala noastră care mai face în voci să băgăm microfonul cât mai E mult ca vorba să fim noi de siguri că se aude. la teatru, la teatru. Știu destul de bine. La Da. teatru Nu, e dar prea mult. noi care mai, unii dintre noi care mai facem voci avem această de ambla. Bă, mă aud bine, stai să-mi dau Da, un microfon bravo, mai bravo, aproape. bravo. Unde vrei să ți-l bagi? Zi-mă în șifonier, ca să mă aud mai bine. Da, Da, cum spuneam, sunt pe jumătate am înțeles ardelean. foarte bine că și dumneavoastră tot în cadrul, deci suntem plus minus pe aceeași undă Artistic, să spunem așa, să artistică, numim da. latura artistică, după aia că fiecare face, am să puțin ceva O mai diferit singură sau... rugăminte, o singură rugăminte, o singură rugăminte am. Pentru toată lumea, numele meu este George. Fără dumneavoastră, fără că nu suntem mai mulți Ok. aici, puteți să verificați, nu e nimeni. Fiind doar aici virtual, vorbim mereu la persoana a doua, că așa suntem Nu, învățați, nu, știți? nu, nu, nu. Pentru Bine, bine, eu domnul și... George. Italienii tot așa spun, am întâlnit foarte multe persoane de rang destul de înalt și logic, cum vezi omul la costum, cu funcție, signore, buongiorno, dammi del lei, adică, Da, no, scuze-mă, dammi exact. del tu, ei Adică, spun, dammi del știi? tu che mi sento meglio, adică, dammi, Da. George, che mi sento mai bine, ceva in genul, Dar, în știi? automat, noi suntem, cum să spunem, credem că suntem educați și încercăm să facem primul pas Nu, în a dar spune dumneavoastră. apropo de chestia asta și vorbesc absolut serios, din punctul meu de vedere, și așa am crescut copiii mei, doi la număr, o Să vă fată de trăiască, să vă 15 trăiască, română să și vă un băiat trăiască. de 12. Doamne ajută la toată lumea, cine nu se-și facă. Eu am doi și sunt în echipă. Petri și Deci eu nu-i prea avem, el. deja facem o echipă de handbal cât de curând. Da, spuneam că modul de adresare, apropo de subiectul ăsta lansat de mine fără voință directă, modul de adresare în relațiile noastre, mai puțin cele diplomatice, să spunem, e ok să vorbești cu tu și cu la persoana întâi, pentru că respectul nu constă în modul de adresare, ci ceea ce simți pentru persoana respectivă. Și Da, atunci sunt de acord cu prefer acord, de să... acord. Da, sunt de De acord. acord cu dumneavoastră, dar în momentul când nu Cu tine, cunosc pe George, cu persoană. tine, George, nu cu dumneavoastră. Nu ai auzit sau nu înțelegi? Cu În tine, studio, George. în studio se aude cu delay din cauza aceasta. Lasă-l. Lasă-l Da, e cu ușor. delay, din cauza delay-ului. Lasă-l. Da. Deci eu sunt un videomaker, deci atât video cât și foto, atât și domnul Iulian, ne ocupăm aici la Roma cu Să nu cumva să-mi spui evenimente tot absolut. altcumva. Domnul să-mi spui. Ai grijă, Așa, domnul da. Iulian. Așa. Și am acum cu această carantină, de mult îmi doream să fac un radio. Era o pasiune mai veche de prin 2004 și am zis, pentru că știți cum este cu nunțile, cu botezurile, video, foto, montaje, postproducție, tot, nu ai timp. Și acum când am intrat în această pandemie, sunt acasă, stop, i-a venit momentul. Mi-am luat imediat un microfon de studio care să pot vorbi direct de la el. Mi-am luat ce mi-a trebuit pe aici, o placă de captură video pentru a pune un aparat pentru a mă prinde așa și am început să fac live-uri, să pun muzică tradiția românească, am mai editat-o puțin pentru că la început am început să pun muzică și roboții de la Facebook mă dădeau jos pentru că normal nu aveam autorizație de a transmite, după care acum studiez ușor, ușor să fac o aplicație pe telefon, un site web care să fie ca site pentru radio, deci să fie la un nivel mai profesional. Cu siguranță
poate ușor, ușor vor fi știri, vor fi horoscop, vor fi, deci ușor să prindă formă. Dar în același timp vreau să cumpăr niște autorizații la acest proiect. Bineînțeles, cine dorește să susțină proiectul Radio Info Diaspora, este binevenit fiecare eurocent, pentru că ne ajută să creștem împreună această comunitate și eu o fac din plăcere, deci o fac din suflet pentru suflete și încerc să... N-ai loc, n-ai loc, lasă-l. Nu, știi ce zic, este asta că... Mai avea două fraze, lasă. Mă scuzi, Petrică, de ce zic că tu ai specificat chestia asta și eu am respect, pentru că, repet, în domeniu am învățat și eu foarte multe chestii. E bine să... Să înțelegem timpul. Da. Pentru că totuși, nu, timpul meu nici nu pun în socoteală. Pentru că eu... Și eu acum încerc să spun cum poți să specific cumva sau să înțelegi că aș vrea să spun eu ceva sau invers. Adică cumva să te avem ascult doar pe tine. Nu, de asta zic că și toate acestea la Info Diaspora. Aș vrea foarte, după aia o să se termine live-ul, știu, cu siguranță, ar vrea totuși să-l ascultăm pe George, pentru că chiar mi se pare o persoană foarte pozitivă. Da. Și mulțumim foarte mult că ai intrat. Fiind pentru prima dată, George. Îmi cer scuze. Fiind prima dată, George, adică, cum ai spus tu de un intru, vreau să-i fac un intru, adică să știe cam despre ce este vorba. Crede-mă că ne-a ascultat. Și ceva l-a convins. Are... Și dacă l-a convins ceva, de asta n-a Iulian, sunat și a intrat în discuție. Iulian, are vreun buton de on-off, ceva? Telecomanda, dar am dus bateriile. Am văzut video în care el din telecomandă punea pe mut femeia. No. No, e nevo... nu telecomanda, tu ai vreun buton de on-off? Că off-uri ai, dar on? Spuneți, vă rog. Trebuie să-l ajutăm pe Petrică, că este foarte transparent. După aia voi imediat închid, pentru că, repet, el a recunoscut și recunoască că este o persoană foarte umilă. Îi spune, am de învățat, ajutați-mă. Eu sunt aici ca să îl susțin. Și atunci, ca să fie ok, mă scuzi, Petru, hai să vedem ce spune domnul sau al nostru George, ca să fie mai direct, nu? Ok. Așa, e mai simplu așa. Ceea ce m-a atras la chestia asta, mă rog, eu mi-s născut așa cu o supradoză de curiozitate. Cred că de-aia am și ales această meserie sau această cale a teatrului și a cinematografiei, de unde să lășuiesc de la vârsta de 16 ani și mă îndrept către 45 anul acesta. Mulțumesc. Doamne ajută la toată. Să rămână din suflet. La 3 like-uri dau o bere. Uite, deja am de dat o navetă. Iuliane, stai la rând că... Cu berea mai puțin, eu cu vinul roșu, deci... Cam mai greu la mine. Roșu. E, atunci asta e bine cu hidraulica. Bun, să continuăm. Atunci e cu albul. Bun, așa. Ne scoatem unul pe altul. Ne suprimim. Spuneți, vă rog. Da, deci eu sărășuiesc în lumea asta minunată și absolut creativă. Bine de culori vii. Creativă, bineînțeles. De la vârsta de 15 ani, jumătate, 16 ani. De ce am intrat sau ce m-a făcut să intru cu voi? Plecând de la curiozitate, că am spus, ascultându-vă, mi-a zis, băi, o chestie interesantă, care nu sunteți primii care faceți în Europa, ferească Dumnezeu, mai sunt, slavă cerului, dar acest tonus de care a spus, amândoi, acest vină în coape, care unii nu îl au, deși sunteți la început, deși tot soiul de inadvertențe. N-au importanță în secunda asta. Ceea ce vreau să scot eu la suprafață este că amândoi aveți pe acest vinou încoa, cel puțin în dreptul meu. Mulțumesc frumos, rămâna. Cu drag, este cu drag spus și din tot sufletul. Doi la mână, nu sunt o persoană experimentată, cum nu sunt nici dumneavoastră pentru voi. Deci eu sunt la fel ca și voi. Și cred că așa ar trebui să gândim marea noastră majoritate. Și o spun absolut serios, deși știu să și glumesc, știu să și vorbesc peste picior și tot harnașamentul. Eu cred că una dintre normalitățile noastre ar trebui să fie că nu suntem mai talentați sau mai experimentați decât cei de lângă noi. Ci fiecare, în permanență, avem ce să învățăm unii de la ceilalți. Mai ales în ceea ce este video, foto, teatru și în orice domeniu. Lasă-ți vorbească, lasă că, sincer, îți dau o bere după aia, Petrică.
Am așa de o mare plăcere să-l ascult. Scuze-mă, Crede-mă continuă. că în orice domeniu, în orice domeniu. Sau mă rog, hai să fie, să nu intrăm în boala contrazicerii, începând cu aceste domenii. Dar eu nu vreau acum să facă teoria chibritului ars, ferească Sfântul. Dar pentru noi, ca umanitate, ca popor român, puneți-o voi unde doriți, la nivel global sau la nivelul nostru ca și națiune. Da? Este foarte important să refacem comunicarea între noi pe orice cale. Frumos, Este frumos. foarte important ca între noi să ne respectăm. Atât cât ne duce capul și dacă nu avem pe toți cei 7 ani de acasă, măcar 5 din 7 să-i avem. Da. Frumos, Restul frumos. de 2 a mai rămas pe la grădiniță să Pe repetez, drum. corect. Sau a rămas pe drum, căruța, au și copiii bâlbâiți, nu contează. 3 la mână. Aici o să am o mică îndoială, sau nu neapărat îndoială, s-ar putea să jignesc pe cineva din cei care se mai uită la noi, sau s-ar putea să recreeze alte idei. Da, Nu, sincer, atenție că eu deci spun un lucru foarte important este important. că opinia dumneavoastră este sinceră și pentru că asta este deci să fie opinia dumneavoastră. Nu, e opinia mea, dumneavoastră, să arăt camera, nu este nimeni în cameră, jur, uite, nu e nimeni. Deci dacă tu vezi mai mulți oameni aici, Cred că sunt văd tu două când căști, de asta patru. vorbesc la plural. Nu, aici sunt părinții mei. Aici sunt părinții mei. Frumos, Da. frumos, chiar frumos. Îmi place. Vorbim serios în continuare, s-ar putea să jignesc pe cineva care nu este român și se va simți lezat, la care înțeleg limba română. Întâmplarea face că Bunul Dumnezeu a lăsat pe acest pământ o națiune care stă la baza majorităților invențiilor și dezvoltărilor națiunilor existente. Inclusiv ți-a căzut Batista? Nu mai plânge, A. Petrule, că e bine, e bine. Repet încă o dată și vreau să fiu foarte clar înțeles, nu fac teoria chibritului ars și nu vreau să ridic națiunea română mai sus decât este în acest moment. M-aș bucura din tot sufletul să facem echipă ca să revin ușor, ușor pe zona care s-a discutat. Să facem echipă într-o formulă sau într-o altă formulă sau într-o formă sau altă. Dacă vă place ce auziți, ca timp vocal, ca atitudine, ca stare, ca primul impact, cu mare drag eu îmi pun vocea la bătaie. Am anticipat eu. Dacă nu spuneai, spuneam tot ce ai spus acolo. Pentru că am lucrat practic în Italia. Mă scuz pentru că vorbesc numai eu și îmi cer Nimai. scuze sincer. Dar Și mâine o eu îmi să nu o cer să mai scuze. fiu mâine. Nu, nu, îmi cer scuze față de Petru, de Petru aici. Pentru Păi că eu și am eu de început Petru în am cerut scuze. 2007, am venit în 2005 în Italia, am început în 2007 să cunosc un actor italian care practic ieșise de pe băncile facultății și practic am fost invitat la un spectacol de-a lui unde practic eu munceam cu o persoană bătrână în vârstă, avea 95 de ani și practic spectacolul nu era decât povestea lui, a bătrânului, adevărata poveste dintre al doilea război mondial, scrisă într-o piesă de teatru, unde el nu putea să meargă și am mers eu să filmez. Și Am atunci înțeles. am dezvoltat, așa zic că am început cu teatru și foarte ușor îmi dau seama și de asta zic că nu trebuia să mai spui nimic. Erai acolo, erai catalogat, erai. Deja Mulțumesc. am vrut să spun după aia lui Petru, Petru, Dumnezeu este cu noi, pentru că chiar am vorbit cu Petru că avem nevoie de persoane de o anumită. De toată lumea, nu e o problemă, fiecare participă, dar chiar ai picat la fix, pentru că Petru are nevoie de foarte multe persoane ca să participe. Și știm destul de bine la un post de radio, e nevoie neapărat de vorbărețe. Frumos, E glume, ok, e dar ai ok. nevoie și de persoane competente și atunci nu poți să Nu faci sunt dacă nu ești din competent. domeniu. Iulian, nu mi-s competența, nu mi-s mai competent ca și decât voi. Ci Nu mă refer că totuși toți trei sau adunați câți putem face ceva. dintre noi putem să facem ceva care cel puțin să nu zgârie auzul celor care ascultă, să nu pice Da? releile, să se ardă telefoanele, să o fie la fugă, că nu-i omoră pandemia, îi omorâm noi cu ce facem, Doamne ferește. Da. Vorbim serios în continuare, și voi, sau începând cu voi și cei care se uită, mă mândresc cu un lucru care l-am făcut în ultimele 2 săptămâni, aproape 3. Dintr-o greșeală, mi-am făcut canal YouTube. Personal. Greșeală Dintr-o bună. greșeală, e o greșeală, în ghilimele cuvântul greșeală,
O amică m-a rugat, băi, George, fă-mi și mie, mi-ai spus tu mie niște texte acum vreo 2 ani de zile. Nu vrei tu să-mi faci și mie un clip, să mi le așezi cumva așa cum știi tu să faci? Că... Zic, băi, n-am cu ce să-ți fac, n-am... mă rog, a fost o întreagă discuție. Dar într-un final m-am apucat să-i fac clipul. Nu m-a lăsat inima să nu-i fac clip. Un clip cu slide-uri, foto, nu vă gândiți că am făcut cine știe ce filmări la Hollywood. Dar programelul respectiv m-a întrebat la final dacă doresc să-l pun pe YouTube. Zic, evident că vreau pe YouTube. Totul Atenție, legat, nu, știi? nu. Nu, 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 atenție. Zic, evident că vreau să-l dorim să-l punem pe YouTube. I-am dat drumul pe YouTube și mă întreabă, canal YouTube sau la liber? Zic, care canal? Că am doar canalul mânecii, n-am alt canal. Și atunci a zis, ok, îți facem canal. Și uite, așa m-am trezit cu canal făcut. Nu am plecat la drum cu intenție clară. Apropo de ce spuneați voi mai devreme, că ați discutat despre cele cinci posibile categorii A care fost o vor avea de încălzire. suferit. O secundă. Și s-a ajuns cumva ca eu m-am mâncat pălmuțele să intru cu voi. Deci ați plecat de la Ana la Caiafa, nu-i bai. Important este că am plecat 3 pe 3 că diferite și ne-am întâlnit într-un singur loc. Da, Ok. clar. Și mi-am făcut canal de YouTube și acolo mi-am început să-mi postez din ceea ce eu cred că fac, cu maxim bun simț, cu sufletul atât cât mi-a dat bunul Dumnezeu să am și cu talentul atât cât mi-a dat bunul Dumnezeu să-l am. Și doresc să vă rog frumos, doar dacă considerați, să vă uitați ce... Acolo sunt 7 clipuri momentan. Probabil că vor urma încă alte Da. 7, habar n-am, nu știu. Da. Este constructiv. Da, și pe cei care se uită acum la noi și ne ascultă, rog frumos, George Ioan Hodor, numele canalului, iertați-mă că fac reclamă, dau 2 beri la roboțel, La roboțel nu e nimica. și 5 sticle cu vin roșu lui Iulian, nu-i Nu. bai, Deci tot el așa. este, și roboțel și Ilian. Se Dar înțelege, el îți se dă ce vrea înțelege. el. Nu, 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 eu dau, eu Nu, știu cui îi sunat dau, așa, eu știu cui îi dau. dau două beri lui Ilian și două sticle de vin roșu lui Roboțel. Și Roboțel este Ilian, tot lui i s-au venit. Știu, eu știu, dar el dă cât dorește, el îți dă ție, nu mă bag acolo. E Ah, inteligența artificială la mijloc, nu mă bag trebuie să acolo, înțelegem. nu mă bag acolo, că după aia trebuie să fiu cu minte la început, după aia Da, când o se usucă să... cerneala mai discutăm. Am înțeles foarte bine. O să așteptăm cumva să, nu, o să se termine live-ul ăsta și n-am decât să mă uit foarte curios. Și atunci o să trebuiască să comunic cu tine. Cu Cum faci o dragă, să ne comunicăm? comunic cu mine, intri pe Facebook, dai numele meu căutare sau îmi spui cum te găsesc eu și îți dau ad la prieten și vorbim pe Iulian Călugăru, Călugăru Iulian. Deci, practic, Iulian. mănăstire Călugăr, Iulian de la Lula Ok. Iulie și așa, la Sfântul Ilie. Așa și vorbim pe chat-uri pe separat, pe privat Da. și vedem cum facem. Legat de propunerea ta, cea cu scurtmetrajul. Ia că n-am memoria îngustă încă. E lată, nu e îngustă. Și m-aș bucura să facem o chestie de asta interesantă. Dar să treacă Da. dileala asta, să se oprească toată nebunia asta. Nu Da. vreau să spun ceea ce cred legat de ce se întâmplă acum, că nu-i locul nici Nu, nu momentul. intrăm, nu intrăm, nu vreau să intrăm în Nu, nu e preambulă. locul și nu e nici Dacă momentul. Nu, va nu e trece locul și chestia nu e asta și momentul. vom face un scurt metraj aici la Roma, chiar i-am propus lui Iulian dacă vrea să mă susțină și el, pentru că și el este foarte bun în ceea ce privește atât ca idei, cât și ca... Da, ne arăți prin grădină. Și în grădină la tine sunt idei Sunt bune. mic, sunt Da, mic, sunt toți mic, dar suntem rezist. mici, toți suntem Rezist. purici, dar la grămadă facem în cuib, știi? Așa, la Roma, la mine se poate sta, deci am unde să, dacă veniți să facem un proiect, deci și doriți să stați o săptămână la Roma, sunteți binevenit la Roma, putem, La curtea deci, regală. la Curtea curtea regală a regală, Petru. da? Așa, deci, bineînțeles, o să mă uit și eu pe canalul dumneavoastră de YouTube. Eu, prin Canalul acest. tău de YouTube. Deci Da, dumneavoastră nu mai canalul tău, există. da, ai Dumneavoastră plecat dreptate. acasă. A Îmi plecat cer acasă scuze, s-a dumneavoastră. plecat soție. Ea a Da. plecat de... Da. Și am creat acest radio pentru a crea o comunitate de români, să fim cu toții, să ne ajutăm, să fim mai uniți în modul ăsta, adică să ne regăsim. Adică că Da, eu suntem cu drag, cu o drag, cu noi drag suntem, noi facem. ca națiune, vreau să spun că
mi-am dat seama de foarte multe ori că suntem foarte puternici, dar suntem răspândiți și nu suntem așa uniți. Cum ar trebui, dacă noi românul, deci nația română ar fi unită, noi am fi un alt popor total. Nu întâmplător am făcut afirmația de mai devreme că noi stăm la baza marilor majorități ale invențiilor și ale dezvoltării civilizațiilor de la ora actuală. Da, corect, corect. De la... De unde, de unde vrei tu? Da. De la, de unde de la, vrei tu, de la, de la Aurel Vlaicu, să o luăm așa. Da, aia cu invențiile, nu. Deci discutăm și de civilizație. Mă rog, n-are, nu-i baiu, dar da, ca da, idee. Da. Ce rugăminte am eu? Spuneți, vă rog. Bun, cu Iulian, intru cu el pe, pe privat. Numai și la tine să... să... Da, la, la mine Petru Ursache. Petru Ursache, da, ok. Și de asemenea, dacă să... a intrat acum de pe, de pe pagină, odată ce scrii pe pagina Info Diaspora, intri în contact cu mine și... Nu-i mai. Dar, așa. Da. Pentru că, deși încă nu a trecut, cel puțin teoretic nu a trecut nenorocirea, să încercăm, pentru că probabil și mai mult ca sigur va trebui un script așezat, va trebui, vor trebui niște date mai mult sau mai puțin. De ce te uiți mai aproape să mă vezi mai bine? Nu, s-a uitat la filmul meu, Robățel. Ce treabă ai cu Robățelul? Te-a botezat. Uite, mă scuzi. Da, Nășica, scuze-mă. A fost botezat, da. Și asta e. Nu știam despre ce vorba, da. Scuze-mă că te-am întrerupt. Îmi pun vocea la bătaie clar. Dacă e să facem, să gândim o niște posibile mini-emisiuni, pastile, cum misiile cum vreți voi. Pastile, da, pastile sunt foarte cele mai super pentru că sunt scurte și au un conținut mai mare. Pentru copii putem gândi niște mici intervenții cu povești foarte scurte, nu mai mult de 20 de minute, una. Da, mă dau exemple care vin în secunda asta în cap. Da, da, da. Nu știu dacă tu, Iulian, ai prins, dar tu ai prins sigur Noapte Bună Copii. Exista o emisiune de radio. Aveam televizor cu lămpi pe atunci. La radio era Noapte Bună. Acum au rămas lămpile arse, televizorul nu mai e. Așa, exista o emisiune care se numea Bună seara copii, se spuneau povești scurte, într-o singură voce, deci nu mai mulți, și se încheia cu Noapte bună copii. Ceva similar putem să gândim. Da, corect. Cu povești din cele actuale sau din... Da, reactualizate, cum să nu? Reactualizate sau cele care există. E doar un exemplu care vine în cap în secunda asta. Da. George, te-aș ruga dacă tot ai spus de voci și de astea. Cu siguranță, dacă vor fi și susțineri pentru acest proiect, pentru că eu îmi dau toată silința și din, sunt 1000% pentru acest proiect Radio Info Diaspora, care este de la un diasporean pentru toți diasporenii, bineînțeles, din suflet pentru suflete. Vreau să ai spus că și cu voce și cu tot absolut. Cu siguranță vom avea nevoie de un speaker care să fie pentru horoscop, pentru știri. Va fi nevoie de persoane care, adică... Da, deci ne vom fi constructivi, vom ține legătura. Știți cum este, oameni dragi adună oameni dragi. Eu vreau să vă spun că mai avem 2-3 minute de emisie, pentru că de la ora 20:30 eu intru cu muzică tradițională românească. Deci pun muzică ca DJ, fac streaming live aici, fac sesiuni pe pagină și toți care sunt aici, pentru că suntem acum la un 14.000 și ceva de follower. Nu suntem așa mulți, dar în 2 luni de zile este destul de bine. Oameni care ne urmăresc și sunt alături de noi. Și în fiecare seară eu încerc să fiu constant. De la ora 18 în fiecare seară intru cu, la un par de vorbă cu diaspora. Știți cum este, exact acum când te uiți la un serial, știi că la ora 7 începe acel film. Așa. Și la ora 8:30 începe streamingul live cu muzică de petreceri tot atât. Eu încerc să fiu precis, exact ca la televiziune, adică să fiu la ora respectivă să fiu cu, la un pahar de vorbă cu diaspora, la ora respectivă să fiu cu muzică streaming. Și dacă vor fi susțineri și așa, vor fi și în timpul zilei. Vor fi, adică și pot să fie filmă de la ora 14, de la 12 ziua, anumite emisiuni, adică din întrătenimentul, nu numai decât care le pot face eu, pentru că pot să pun editor sau administrator și pe alții pe pagină și pot să transmite și alte persoane, adică să facă o emisiune pe Radio Info Diaspora. Hai să stăm de vorbă în privat când termin.
sau cu Lian. Iulian, tu bănuiesc că nu mai ai treabă după ce închidem. Eu, Mă rog, sincer, nu mai ai treabă cu radio-uri, cu astea, nu mai ai treabă. Sau de la... nu. Eu am ăștia doi copii, că unul de 12 și unul de 4 și care mi-a, adică am despicuit cu ei și, sincer, mi-a tot timpul. Eu Aia, am un nu, program de respectat, dar să zic că da, nu știu cât ar în putea să termin de... Eu, nu, la mine nu e problemă, pot să, dacă e să mă intervii mai pe seara, dacă nu, mâine putem putem să fac. comunica prin scris, în cazul în care găsesc Prin o scris, prin scris, potrivită. prin scris, prin scris, prin scris. Și atunci ne dezvoltăm, cum să spunem, mai mult Dar... cunoștințele, adică să ne cunoaștem mai bine din punct de vedere tehnic și putem dezvolta mai multe idei. Dacă e de acord Rugămintea, domnul dacă... Petricu, nu știu. Domnul Petre, puteți să tastați pentru toată lumea numele canalului meu YouTube? Da, stați un picuț. Deci, spuneți, vă rog, George? George Ioan Hodor. Cu H. George Ioan? Stați o secundă. Hodor cu H. Stați așa să vedem dacă... De Hodor, H. nu? Da. Da, am pus. Este văzut atât pe YouTube cât și pe Facebook. Când eu trimit un mesaj, este văzut atât pe canalul meu de YouTube cât și pe... Poate să intervin și după aia vă las ca să nu vă este mai... bine, nu? Cum am pus acolo, nu? Da, George da, da, Ioan da, Codor. Da, da, perfect, da. Perfect. O să intru și o să mă scriu și eu la canalul nostru. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Spuneți. De specificat foarte important că aceste intervenții de schimbări de, nu? Tu te înscrii la mine și eu la tine. Încercăm cumva să schimbăm și utilizatorii, pentru că din punct de vedere normal, transparent, ar trebui cumva nu să comunicăm câți utilizatori ai, 100, atunci ne să facem schimb. Este foarte frumos să avem și transparența în cazul în care nu ai venit da, la mine, da, da, la eu mine și la tine în casă. Bun, sigur asta că zic da, că sigur, acum e foarte important numai de specificat. Da, nu, doamne fer, deci eu preiau de acum de la voi și pun la mine pe pagină, doamne iartă-mă. Da, da, nu știu așa cum adică să mărim preiau... această comunitate, mărim, Sigur adică că da, este, sigur că este da. O chestie reciprocă la fine, știți cum este, o Nu, mână da, spală e pe alta. Ok. Și amândouă spală fața. Da, ok. Eu am ieșit, mă scuzați de... Să... Da. Și unde rămâne iau să vorbim pe Facebook. Linkul da, vostru iau de pe Facebook, da? Da, canalul este Eurovlog pe Facebook, bineînțeles, pe YouTube. Info Diaspora este pagina de pe care... Le pun la mine. Le da, pun la mine pe pagina. Ok, perfect. Doamne ajută și o seară faină să aveți. Zi. Vă mulțumesc. Mulțumesc la fel. Vă pup pe toți, cum îmi place mie vreau să spun, vă vreau pup bomboneii mei. Pot să fac o închidere, scuză-mă, pot să fac o închidere. Da, da, da. Specific pentru persoanele care cred că nu le-a plăcut, data viitoare să nu mai intre și să intre în baia lor, să meargă în fața oglinzii și să se uite la ei, în cazul în care ceva nu le-a plăcut sau bine, de comentat. Chestiile astea nu sunt dimensionate pentru că o persoană care nu-i place este singur. Simplu. Nu, decât sunt persoane care, din păcate, pierd timp și noi, sincer, nu avem timp de pierdut. E vorba bine. De seriozitate și pierdem da. Timp. Da, da, încercăm Am să specificat. Da, da, încercăm să construim... E posibil să intre persoane care sunt dezorientate, dar ușor, ușor, adică să-și găsească și strada. Ai înțeles ce vreau să spun? Sau, adică da, măcar nu intră dezorientat, abar nu are, sau măcar după carantina asta este stresat, a pățit, a trecut prin mai multe. E posibil la nivel atât financiar, moral și tot așa. Poate Eu la sper prin... să se evite, adică dacă s-ar evita ar fi mai bine sincer. Carantina cu soacra în casă și tot așa. Bine, vă las, vă pup toată Eu lumea. Eu vă pup o seară frumoasă și intru... Și da. Vă mulțumesc, mulțumesc din suflet. Vă pup pe toți, ne spune și mare Topălceanu. Ați fost nemaipomeniți. Vă mulțumesc. Mulțumim, vă mulțumim, stimată doamnă. Apropo, și cu asta chiar închid. Poate gândim o mini-emisiune în trei, noi trei, nu aia, că aia e pentru inimă, n-ai nevoie încă. Da, da, noi bine, am ieșit, mă scuzați, am ieșit, da? După aia mă lungesc, mă scuzați. Bun, uci. Multă la revedere, sănătate, seară faină să aveți. Seară frumoasă să aveți, pa, pa. La revedere, ceau. Ceau, ceau, ceau. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 20:30, suntem în streaming live pe Facebook cu muzică de petrecere. Salutare, salutare și lui Ana, salutare Andrei, Radu, care ne-au scris și pe YouTube. Mulțumim la toți care ne sunt alături de fiecare dată. Deci vă reamintesc încă o dată. Ora 18, ora Italiei, la un pahar de vorbă cu diaspora.
După care, începând cu orele 20:30, ora Italiei, intrăm în streaming live cu muzică tradițional românească. Vă salut pe toți, vă doresc o seară minunată și nu uitați, în 10 minute intrăm cu muzică. Așa că vă salutăm și vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, Info Diaspora. Bravo Pepe, mulțumesc, mulțumesc mult. Marian ne spune respect, mulțumim, mulțumim. Mare, ați fost la înălțime, mulțumim, mulțumim, să rămână. Multă sănătate, tot ce vă doriți și în 10 minute intrăm, adică mă transform, intră DJ Pepe în acțiune. Vă pup pe toți bombonii mei, la revedere. Nu uitați să dați un like, bineînțeles, asta ne ajută să ne dăm seama că vă place ceea ce facem. Bineînțeles, dacă intrați pe canalul nostru de YouTube Eurovlog și dați un like, dați un subscribe, asta înseamnă că ne susțineți și pe YouTube. Vă mulțumim!